Extinderea focarelor de peste porcina africană până la limita cu județul Olt nu-i sperie pe fermierii noștri care s-au înscris în programul de promovare a speciilor autohtone de suine. Ultima livrare de purcei din rasa Mangalița către crescătorii din județ a avut loc zilele trecute. Deci, legat de pe programul Mangalița, bazna Mangalița, așa cum vă spuneam și la întâlnirea noastre precedente, programul în județul Olt se derulează. La ora asta, Uh, a fost livrat un număr de 46 de purcei la 11 crescători din județul nostru. La nivelul județului Olt, sute de fermieri s-au înscris în acest program inițiat de Ministrul Agriculturii, Petre Daia. Ei au solicitat între 2 și 10 purcei din rasa Mangalița pentru a-i crește în mod tradițional. Jumătate din acest purcei vor fi livrați abatoarelor autorizate. Uh, ultima livrare de purcei în județul nostru s-a făcut în data de 17 cu un număr de șase purcei, adică crescătorul care a solicitat a primit un număr de șase purcei. Programul Național de Stimulare a Creșterii Porcilor din rasele autohtone Bazna și Mangalița a fost inițiat la începutul anului de către Ministerul Agriculturii. Programul a fost implementat în primăvară după aprobarea schemei de sprijinire a tuturor factorilor implicați, de la fermierii producători de purcei, la cei care îi cresc, dar și la procesatori.